Situația de la Vânjumare este una destul de complicată. Cu ceva timp în urmale și locale au refuzat să aprobe majorarea tarifului la apă. Din această cauză, operatorul nu poate prelua în exploatare stația de epurare, iar derularea proiectului de modernizare a rețelei de distribuție este în pericol. N-a existat poate o lipsă de comunicare corespunzătoare. Consilierii n-au înțeles așa cum trebuia lucrurile. Urmează să se țină o nouă ședință de Consiliul Local și să se stabilească, să se aprobe prețul pentru pentru epurarea apei. Deci este vorba numai ce intră în stația de epurare și ce iese din stația de, de, epurare. În cazul în care proiectul de investiții în domeniu nu va fi dus la îndeplinire, așa cum operatorul de apă canal s-a angajat, atunci orașul Vânju Mare riscă să piardă o investiție de aproape 5 milioane de euro. Sigur că fondurile de coeziune care vor fi repartizate pentru orașul Vânju Mare sunt extrem de importante, având în vedere și vechimea instalației de apă și canal, deci ne sunt absolut necesare. Un, pierderea unei asemenea, unor asemenea fonduri ar fi un dezastru pentru, pentru alimentarea cu apă și beneficiarii rețelei de canal a orașului Vânjumare. Pe lângă Vânjumare și celelalte localități din Mehedinți care au primit bani în cadrul aceluiași proiect, riscă să fie nevoite să înapoieze sumele primite. Valoarea acestora se ridică la aproximativ 90 de milioane de euro. De aceea, prefectul Ion Mâțu a convocat pe toți cei implicați în derularea proiectului de la Vânjumare. Lor li s-a alăturat și primarul municipiului Drobeta Turnu Severin Constantin Gherghe, care a cerut reprezentanților Consiliului Local Vânjumare să se gândească mai întâi la interesele comunității pe care o reprezintă și să lase de deoparte disputele politice. Împreună cu domnul prefect am întins o mână și celor de la Vânjumare și din județ. Acum trebuie să înțeleagă și cei din județ că acest gest de bunăvoință pe care l-am făcut împreună cu domnul prefect și autoritățile județene trebuie tratat ca atare, trebuie să găsească înțelegere acolo, să toți factorii politici să lase ambițiile, eu știu, personale deoparte, să-și unească eforturile, așa cum am făcut noi la Județ. În final, s-a decis ca reprezentanții societății de apă canal să se întâlnească încă o dată cu aleșii de la Vânjumare pentru a le explica de ce este nevoie de majorarea tarifului la apa menajeră și care sunt avantajele modernizării sistemului de epurare. Se va relua discuția cu reprezentanții SECOM, vor veni în Consiliul Local, vor explica de unde provin aceste prețuri și cred că vom găsi înțelegere. Nu putem să ne batem joc, să pierdem 90 de milioane de euro din cauza să zic, a politizării acestor proiecte. Sunt bani europeni, sunt bani care vin pe drobeta să veniți, sunt bani care vin pe vânjul mare, pe vânjul mare sunt 5 milioane de euro. Trebuie explicat frumos la fiecare cetățean ce înseamnă să ai stație de depurare, ce înseamnă să ai apă în fiecare casă. Asta trebuie. Trebuie pentru că suntem în Uniunea Europeană. Întâlnirea reprezentanților societății de apă canal cu aleșii locali din vânjul mare a fost stabilită pentru data de 20 iunie.